Bine v-am reîntâlnit la știrile de la Făgăraș, sunt Bogdan Șofend. Festivism în plin centrul orașului, acum în apropierea campaniei electorale pentru alegerile locale. Noi nu avem bani de mâncare și medicamente, nu sunt locuri de muncă și primăria trage cu tunul și aduce bărci și lebe de pe lac. Așa au reclamat acțiunile de vineri ale edililor, unii făgărășeni care au asistat la desfășurarea de forțe de lângă cetate. Se apropie alegerile, iar politicienii găsesc metode de a intra sub pielea alegătorilor. Aceasta este, în opinia mai multor făgărășeni, motivul pentru care pe lacul cetății există bărci cu vâsle și lebede. Făgărășenii care abia își duc traiul zilnic spun că nu era momentul unor astfel de festivități, dar cu un gust amar își mai spun că politicienii găsesc tot timpul motive de a face campanie electorală. A fost nevoie și de unele pregătiri, dar alături de bărci am reintrodus paza medievală la poarta cetății și de asemenea am adus cele 6 lebede care apar în paginile istoriei cetății Făgărașului. După 22 de ani readucem bărcile pe lacul cetății, nici nu înțeleg de ce n-am făcut lucrul ăsta ceva mai devreme. Nedumerirea primarului Mânduc este însă strâns legată de apropierea alegerilor locale din 10 iunie. Făgărășenii care trăiesc la limita subzistenței afirmă că nici bărcile și nici lebedele nu încălzesc cu nimic și sunt de părere că autoritățile ar trebui să cheltuie banii cu precauție. Multe-am și la lelele. De câte ori cumpără la lele? Câți bani au dat pe trandafirii ăia? Câți s-au prins? Dacă îi puneam eu așa, se prindea mai bine. Îi puneam din... Deci eu dintr-un trandafir am făcut 100. Banii poate să meargă în altă parte. Deci să facă să reabiliteze blocurile, deci să ne facă și noi, măcar să ne le văruiască, dacă nu, că noi nu putem, până ne trebuie schela aia. Interesul poartă festul. Nu era musai acum. Pe de o parte mi se pare frumos, chiar ieri am ieșit la cetate și am văzut că erau mulți copii, că e o atracție așa pentru toată lumea, mai ieși din casă, chiar dacă nu e ceva neapărat deosebit. Da, eu zic că se putea face altceva cu banii. Nemulțumirea mea sunt câinii ăștia vagabonzi. Eu stau în Tudor și seara mi-e frică să merg și să cumpăr ceva de la magazin. E plin de câini și știu cazuri în care au mușcat copii, știți? Avem o groază de copii la noi la bloc, locuințe pentru tinerii căsătoriți care stau prin chirii cu sute de euro și asta zic ar fi o investiție destul de bună. Eu sunt un caz. Vineri, primăria a dat startul plimbărilor cu barca pe lacul din jurul cetății. Pe luciul apei s-au adus 6 lebede și câțiva bieți paznici au fost îmbrăcați în costume de epocă. Mai mult, s-au închiriat 2 tunuri cu care s-au tras salve în aer. Asta, spune Dili, ca să aducă în atenția publicului atmosfera de epocă a secolului 17. Primul care a avut curaj să încerce ambarcațiunile a fost consilierul local Lucian Cupu. Mi-aduc aminte de copilărie, având casa aici în lângă lac și nu era zi în care să nu facem o bătălie navală aici. Mi-am rememorat acele momente, a fost frumos. Amatorii de plimbări cu barca pe lacul cetății trebuie să scoată din buzunar 10 lei pentru o oră de vâslit și jumătate din această sumă pentru o jumătate de oră. Omul de afaceri făgărășan Ioan Giovanni Bujor vrea la primărie. Sătul de confruntările cu municipalitatea care nu i-a dat curs repetatelor solicitări pentru repararea pasajului subteran din sensul giratoriu, Bujor ia taurul de coarne. El a anunțat că se înscrie în cursa electorală pentru cel mai mare post din primărie. Giovanni Ioan Bujor, cunoscutul om de afaceri făgărășan, s-a decis să-și depună candidatura pentru ocuparea fotolului de primar la alegerile din 10 iunie. Anunțul oficial pentru candidatura la funcția de primar al municipiului Făgăraș, Ioan Bujor Giovanni, și anunțul pentru Consiliul Municipal al Făgărașului, consilierii de 24 de consilieri al Partidului Verde. Bujor este cunoscut pentru replicile dure pe care le are cu primarul Sorin Mânduc, dar și pentru certurile cu mai mulți consilieri locali. Proprietar al pasajului subteran din centrul orașului, Bujor s-a răfuit de multe ori cu municipalitatea pe tema reamenajării acestuia.
Proiectele mele cu multe cunoștințe care le am din afară, din Spania, Franța, Italia, care trebuie investitori. Fără investitori, zona noastră Făgăraș nu se dezvoltă. Deoarece am văzut ani de zile în urmă, ani de zile de acum, îi vedem mandatele respective, trece, se înfrumusețează orașul, dar nu este suficient. Sunt foarte multe persoane fără locuri de muncă. Încercăm să aducem ceva nou aici la Făgăraș. De 20 de ani am avut politicieni, se vede ce au făcut. Doar câteva becul colorate galben, albastru, de Crăciun, câteva panseluțe la fel, culorile partidului, eu zic că nu sunt suficiente. Este frumos, într-adevăr, dar făgărășenii vor locuri de muncă. Eu am doi copii, privesc spre viitor, privesc la ei. Eu vreau pentru ei, pentru toți patru copii ai mei, scuzați, am doi mai mici și doi mai mari. Deci eu vreau pentru ei un viitor, vreau locuri de muncă, copiii mei mari vreau să plece din oraș. Giovanni Bujor este președintele Partidului Verde, condus la nivel național de Ovidiu Iane. Bujor nu este străin de scena politică locală, a mai candidat pentru primărie și în campania din 2004 și a încercat fără succes să intre în Consiliul Local. Am văzut de 22 de ani străzi fără canalizare în Făgăraș, fără străzi, fără asfalt, fără nimic. Deci suntem chiar ca mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu, mult mai rău suntem în Făgăraș. Astăzi, șeful verzilor din Făgăraș s-a aflat în teritoriu, mai exact în toate localitățile în care există filiale ale Partidului Verde, pentru a aduna dosarele candidaților. Liniște astăzi, dar și mâine de 1 mai în cea mai mare parte a instituțiilor de stat. Unitățile de interes public și-au fixat program special. Angajații știu însă că liberul primit în această zi trebuie recuperat sâmbătă 5 mai. Mini-vacanța de 1 mai, de 4 zile libere, aduce schimbări în programul instituțiilor de interes public. Astăzi, 30 aprilie, dar și mâine, 1 mai, mijloacele de transport în comun circulă ca frecvență conform programelor unei zile de sâmbătă. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care totuși merg la muncă, orarul rutelor a fost stabilit la orele 5:30 și 23:30, asemenea unei zile lucrătoare. Echipele mobile de polițiști vor asigura ordinea în trafic, de asemenea pompierii și jandarmii sunt la datorie pentru a interveni în caz de urgență. Cetățenii care au nevoie de îngrijiri medicale trebuie să știe că medicii de familie nu au cabinetele deschise. În schimb, la spital se lucrează în regim de gardă. Astăzi, toate farmaciile au program normal. Mâine, unitățile farmaceutice sunt deschise după programul unei zile de sâmbătă. La Făgăraș există și o farmacie non-stop. Ghișeele băncilor mari sunt închise de 1 mai. Excepție fac agențiile din centrele comerciale, casieriile, administrației finanțelor publice, precum și cele ale direcției fiscale, vor fi de asemenea închise luni și marți, programul revenind la normal de miercuri 2 mai. În ceea ce privește oficiile poștale, acestea nu lucrează în 30 aprilie și nici de 1 mai 2012. Acestea au fost principalele informații locale de astăzi. La dispoziție aveți și adresa de internet impactfăgăraș.ro, unde puteți urmări programele televiziunii Nova Făgăraș. Doamnelor și domnilor, până mâine vă spun numai bine!